Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Băi, în episodul de azi o să dăm din nou join la challenge-ul cu Mortarul. Vedem că mai e foarte puțin timp, 12 ore, practic mâine dimineață se va termina acest challenge și eu vreau să obținem toate reward-urile. Da, și mai avem nevoie de 4 victorii. O să folosim același deck cu care am și jucat în primele meciuri și de fapt cu care am reușit să câștig toate aceste 5 partide, dar din păcate am fost eliminat la un moment dat. Nu am făcut episod, dar vom continua cu acest final de challenge pe care sper eu că îl vom câștiga. Și haideți să vedem. Începem aici cu mini P.E.K.K.A. Dăm un zap acolo. Deși poate ar fi fost mai bun un fireball. Ok, hai să punem aici scheletă în armiu. Punem și muschetira. Muschetira care va rămâne și va trage în mortar. Aia, din păcate, aici ne va lua mortarul cu acel balon. Dar îl vom scoate cu mini P.E.K.K.A. Din păcate a ocolit acolo. Băi, în loc de mini P.E.K.K.A. ar fi mers aici prințul. A mers foarte bine prințul. Clar, scheletul în armii nu putem să-l mai folosim pentru că are zap-ul. În schimb o să dăm un fireball și vom pune, cred că din nou, muschetira. Așa, ar trebui să-l luăm înaintea balonului. Balon care rămâne și trage în continuare pe acel mortar și reușește aproape să-l doboare. Bun, trebuie să ne asigurăm că vom avea Inferno Tower-ul pus pentru următorul tur. Da, și deja ne punem aici, pregătiți să scoatem mortarul. Și ne apropiem destul de mult de câștigarea acelui turn din partea dreaptă. Ok. Și cred că m-am grăbit aici un pic cu acel inferno. Deși nu mai contează foarte mult. Da, obținem din nou mortarul și nu mai are nicio șansă să ne scoată unul din turnuri. Bun. Avem prima victorie de la reînceperea acestui challenge și obținem chiar un 3 crown. Hai să vedem acum următorul match. Da, și văd că încă funcționează acest deck. Chiar dacă, știți bine, am pierdut 3 meciuri și am fost eliminați, important e că ușor-ușor reușim să ne apropiem de finalul challenge-ului. Ok. Să trimitem aici muschetira. Da, pentru că probabil n-ar fi scos mortarul cu acel Inferno Dragon. Da, se descurcă bine mini P.E.K.K.A. Cu un Fireball ar trebui să-i scoatem acolo Wizard-ul. Un pic mai greu cu Mega Knight-ul, dar probabil vom pune
Vom pune Infernul Tower aici. Și vom ademeni în centru. Fogul, din păcate, scapă pe turn. Dar targetăm pe el. Ok, hai să punem aici și muschetira. Ok, mai avem un turn care trage în acel... acel mortar. Scăpăm aici de Inferno Dragon, scăpăm și de mortar. Și doborâm turnul din partea dreaptă. Hai să vedem dacă reușim să-i scoatem aici mortarul. Nu înțeleg de ce mini P.E.K.K.A. s-a dus în altă direcție. Dar mai bine că a făcut-o așa. Băi, și avem o grămadă de noroc. Și în acest meci. Mai sunt 50 de secunde în care trebuie să rezistăm acelui atac. Ok, nu scăpăm de Inferno, dar nici nu ne face probleme prea mari acolo. Să punem Skeleton Dragons din nou. Da, și aproape că reușim să obținem victoria. Nu cred că se mai poate întâmpla ceva. Din nou victorie cu Trick Round. Deși, sincer, m-am și mulțumit și eu cu o victorie simplă de 1-0. Important e că reușim să ajungem la următorul reward, acest Golden Chest. Avem Golden Eel, Giant Skeleton, Snowball, Barbarians, High Spirit și Mini P.E.K.K.A. Pentru care, bineînțeles, primim Star Points și Extra Gold. Bun, mai avem nevoie de două victorii. Hai să vedem dacă le reușim fără înfrângere. Începem din nou cu Inferno Tower. Spunem aici muschetira și vom trimite și acel Skeleton Barrel. Da, joacă destul de bine cu acel prinț. Folosim aici Skeleton Dragons-ul sau Skeleton Dragonii. Reușim să-i dăm ok, și aici o să avem nevoie de Mini P.E.K.K.A. Aici o să avem nevoie de Mini P.E.K.K.A. și sper să nu aibă rachetă sau Lightning. Hai să vedem. Okay. Da, ieșim cu bine din acest atac. Din păcate nu targetează turnul. Dacă ar fi targetat mortarul, cu siguranță l-am fi scos primii. Aș fi un pic mai greu. Da, cu toate astea reușim. Spunem aici Skarmiu. Okay, și ne apropiem ușor de a treia victorie. Stăm aici un Zap. A, ne scoate Skeleton Dragons și reușește destul de mult să ne ia din viața turnului acel prinț. Ok, trimitem aici Mini P.E.K.K.A. plus muschetira.
Și ce ne prind acolo pe picior, pe picior greșit cu acel scarmi. Și trebuie să protejăm ambele turnuri. Va trimite prințul probabil cât de curând. Dar nu mai are timp. Cred că a greșit un pic aici. Da, mai mult ca sigur a greșit. Și obținem și cea de-a treia victorie. Și mai avem nevoie de un singur meci câștigat ca să ajungem la ultimul reward, acel Legendary Chest, care ne așteaptă aici. Bun, hai să-i dăm drumul. Mergem pe aceeași strategie. Ok, vom da aici un zap. Da, și din păcate nu reușim mare lucru. Punem și noi un scarmi aici la sacrificiu. Da, să scăpăm fără damage pe turn și vom începe din nou cu... cu Inferno Tower. Inferno Tower care va fi scos probabil de Inferno Dragons. Dar... măcar reușim să ne apărăm. Ok, bun. Pornim din nou cu muschetira. Da, și reușesc ceva damage destul de bine acolo. Cu acei goblini. Mai și scorul e destul de nasol. Ei sunt favoriți, adică el e favorit până în acest moment. Da, a avut noroc că el a început cu acel Inferno Tower. Cu care vom începe noi următorul ciclu. Și are un deck foarte bun cu acel Inferno Dragon. Da, și nu reușim mare lucru. Probabil vom pierde acest meci. Șansele sunt foarte mici să ne mai revenim. Deși nu stăm chiar atât de rău. Hai să scoatem totuși mortarul. Spunem aici o muschetira să ne facă puțin defense. Avem nevoie de... Acum avem nevoie de acel Inferno Tower. Bun, pierdem un match, dar nu e pierdut războiul. Avem nevoie de o victorie, mai avem două vieți și hai să mai încercăm o dată. Sincer vă spun, chiar vreau să câștigăm și acest challenge, pentru că n-am mai făcut-o de mult și... Okay, vedem aproape același deck până acum.
dar scăpăm cu două hituri din partea mortarului. Punem aici Skeleton Dragons și vom pune Inferno Tower. Acapărăm acolo mortarul, dar din păcate aproape ni-l scoate cu balonul. Reușim doar două hituri, dar avem noroc cu acel barrel. Sincer, nu mă așteptam să dea atâta damage. Scăpăm acolo din inferno. Hai să trimitem din nou Skeleton Dragons. Și din păcate ne iau mortarul ei. Adică el. Deci nu știu ce vorbesc la plural. Hai să vedem. Trimite din nou Skeleton Barrel. Punem aici muschetira. Ei, și acel Inferno Dragon se duce direct pe turn, dar nu face pagube prea mari. Punem din nou Inferno Tower-ul aici. Chiar dacă nu reușim hit-uri, important e că ne apărăm de acel balon. Da, și mai mult ca sigur victoria va fi a noastră. Scoatem al doilea tur. Și suntem la 5 secunde de câștigarea unui Legendary Chest, în care sunt foarte curios ce legendară vom câștiga. Sper că vom obține un Magic Archer. L-am văzut de atâtea ori, dar de fapt era prințesa. Și hai să vedem. Un nice Wizard. Băi, o carte bună, o carte bună cu care aș vrea să joc, dar aș vrea să o am maxată. Bun, un nou challenge cu bifă. Hai să vedem și în clan ce se mai întâmplă. Avem câteva donații. Și cam asta e tot. Bun, cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!